بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal, la un nou video. Este luni, asta înseamnă că a trecut Weekend League-ul. A trecut Weekend League-ul! În sfârșit mă pot bucura de viață și pot avea o viață normală. A fost un Weekend League al noutăților pentru mine din punct de vedere al echipei și a tacticii. Am trecut și eu la formația cu 5 fundași, 5-2-1-2. Am zis că 5-3-2 e prea de tot și am vrut cel puțin un CAM să am și am trecut la 5-2-1-2. A fost singura care a mers toată săptămâna. Am încercat 4-2-2-2, am încercat 4-2-3-1, am încercat 4-1-2-1-2 cu tactics schimbate. Nope, nope, doar asta, 5-2-1-2 sau 5-3-2, depinde cum te simți tu mai bine la mijloc, doar asta merge. Cu toate astea, am reușit să fac 18 victorii din 30 de meciuri jucate. Un rezultat bun, ne apropiem de acel gol 1 pe care l-am reușit, însă, sincer, trebuia să avem cel puțin 22 de victorii. Am pierdut un meci după ce am condus 3-0, deși cred că am pierdut două meciuri după ce am condus 3-0. Pentru că n-am mai fost atent sau pentru că am fost foarte obosit. Am pierdut 3 sau 4 meciuri inexplicabil în ultimul minut sau pentru că nu am reușit eu să dau gol. Știu că un meci a fost 2-2 și am avut 6 ocazii 1-1 cu portarul și le-am ratat, iar în minutul 90 am primit gol. Deci, sincer, dacă eram mai atent, e vina mea, nu jocul, de la 3-4-0 dacă te întoarce adversarul, nu mai e vina jocului. Dacă nu ești în stare să dai din 6 oportunități 1-1 cu portarul un gol, nu mai este vina jocului. Deci, lejer 22 de victorii ar fi trebuit să am la finalul acestui Weekend League. Dar cum nu suntem jucători profesioniști, ci suntem doar băgători de seamă, eu zic că este ok, 18 victorii. 18 victorii înseamnă două picuri în plus și înseamnă primul icon swap pe care îl obținem după acest weekend. Asta a fost și scopul meu, să-l obțin acest icon swap dintr-un singur weekend, trebuiau 18 victorii. Ar fi fost genial dacă făceam 22, să fi avut 3 picuri în plus, însă ne mulțumim și cu ce avem aici. Vreau să le iau pe amândouă, să le deschid pe amândouă una după alta. Sunt foarte, foarte curios ce prindem aici. Știu că în picurile suplimentare de data trecută nu am avut mare câștig, nu am avut un mare câștig. Hai să vedem din ăsta, unul din trei, primele trei, bam, 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 Dino Martinez în Kunku și Sar. O să le iau pe Sar, 98 pace, nu e așa rău, you never know la ce îl poți folosi. Și unul din patru picuri, Muriel, din nou Sar și Thomason și Blea, Muriel de 84. Deci un 82 și un 84 pentru 18 victorii. Awesome, awesome. Cam atât și cu acest video pentru ziua de astăzi. 18 victorii la Weekend League, două picuri speciale absolut inutile, o să intre în 86 plus AE. În rest, ce să vă zic? Să aveți sport la grind, să vă faceți icon swap-urile. Încă nu știu ce să iau, sunt foarte, foarte nehotărât. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, nu uitați să mergeți să dați acolo un follow, iar până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao! Bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătă, bătă, da bătămen.